deprimare, mâhnire, deznădejde. Când ești plin de tine însuți, devii depresiv. Depresia apare când Dumnezeu lipsește. Depresia apare când vrei tu. Tu neglijezi totul, tu disprețuiești totul, tu vrei să fii așa. În depresie, substanțele din creierul nostru se modifică. Depresia este o boală ca rezultat al unor păcate din viața noastră. Depresia devine nevrotică și apoi psihotică. Trebuie știut faptul că tratamentul nu funcționează ca o baghetă magică și că, atâta timp cât factorii care au declanșat depresia nu sunt îndepărtați sau gestionați corect, rezultatul nu este cel așteptat. În consecință, există toate șansele ca și după vindecarea unui episod depresiv reactiv, acesta să se repete la un interval de timp. Nevoia e apropii pe oameni. Mici gesturi de iubire și apropiere față de ceilalți. Să fim lumina prinsei care vorbirui depresia un cuvânt, un sfat, o îmbrățișare, masajul terapeutic, lectura, filmele, muzica motivațională, odihna, relaxarea, gândurile pozitive și optimiste, ieșirea în aer liber, sportul, camere bine erisite și luminate, ceaiurile, reducerea cofeinei a stresului și a factorilor favorizanți stărilor apăsătoare ajută să ieșim din labirintul anxietății. Cântați, fluierați! Sau la a cântarea să se vindece de tristețe. Muzica este un leac pentru multe lucruri. Toți avem probleme. Modul în care reacționăm la problemele vieții devin probleme. Dacă te superi, trece? Nu, ce ai deja două probleme. Schimbați logica pierderii. S-a pierdut și gata. Viața este un dans între ceva instabil și echilibru. După orice dezechilibru, lucrurile se așează, se decantează, se reașează valorile. Așadar, depresia și bucuria se moripsesc. Ești valoros nu pentru că ai luat 10, ci pentru că te-ai născut. Bucură-te de viață și de minunea de a fi. Totul se poate repara în afară de neființă.